Hei, hei, hei! Eu sunt Sifaniesta, te bine ați revenit pe canalul meu! Dragilor, în primul rând aș vrea să urez și eu un sincer la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. Este Sfântul Mihail și Gavril și în special aș dori să-i urez cel mai mare și cel mai iubitor la mulți ani soțului meu Mihai. Este și ziua lui astăzi, așa că sărbătorim, cum știm noi, cu filmulețe și cu foarte multe cărți. Așadar, încă o dată la mulți ani, vă doresc multă, multă, multă sănătate, să vi se îndeplinească toate dorințele și, bineînțeles, mult timp pentru citit. Așa cum cred că ați văzut și din titlu, vom începe o serie luna aceasta în care vă voi prezenta colecțiile mele de cărți de la anumite edituri. Fac treaba asta din mai multe motive. Unu, și cred eu cel mai important, pe viitor va urma o reorganizare masivă a bibliotecii pentru că nu mai am spațiu și pentru că a venit acel moment în care să scap, mă rog, le voi duce la țară, de anumite cărți, pentru că tot vin altele și vin altele și efectiv nu mai am spațiu. Chiar mă gândeam astăzi, înainte să mă apuc să filmez, că nu vine să cred că intră într-un spațiu atât de mic, atât de multe cărți. Tocmai de aia va trebui să fiu foarte tare și să renunț la unele dintre ele, deși îmi este foarte greu, sincer, n-aș da niciuna, dar sunt anumite cărți de care nu am nevoie în acest moment, așa că va trebui să le găsesc o altă casă, poate le aduc înapoi dacă am nevoie, mă rog, voi avea acces la ele foarte ușor, dar va trebui să le mut de aici, să le, cum să zic, relochez. Repet, mi este greu, dar va trebui să fac asta. Și luându-le la mână, în special pe cele de la aceeași editură, văd și eu ce păstrez, ce nu păstrez și probabil undeva în cadrul bookmas-ului din decembrie voi face și un unhaul în care o să vă arăt care vor fi cărțile care vor pleca. Am în jurul meu două teancuri imense de cărți. Am început cu editura 3 pentru că am impresia că de la această editură am cele mai multe cărți. Am avut o perioadă în care doar de acolo îmi cumpăram cărți, perioada mea cu nebunia, cu thrillerele și cu genul acesta. În ultima vreme am schimbat și datorită vouă și datorită, mă rog, faptului că am încercat și alte zone, dar pasiunea mea pentru aceste cărți nu s-a schimbat. Fără să mai tragem de timp, vom începe cu toate cărțile de la editura 3 pe care le dețin eu în acest moment. Să fiu sinceră, le-am scos, după cum puteți observa, din bibliotecă, raftul acela este gol și nu le-am aranjat înainte să mă apuc să filmez. Nu m-am organizat cum trebuie. Să țin minte la următorul filmuleț. Cărțile pe care le am aici, eu stau cu mâna pe un teanc. Și ce să vedeți, chiar sunt foarte surprinsă de faptul că primele cărți care mi-au ieșit în cale sunt cele scrise de Stieg Larsson, trilogia Millennium. Aceste cărți, să știți că au fost foarte plimbate, pentru că le-am împrumutat în momentul în care le-am citit multor persoane. După cum vedeți, asta este puțin folosită. Tocmai de aia supracoperta rămâne întotdeauna acasă atunci când împrumut o carte. Și îmi place așa, pentru că mulți oameni s-au bucurat de aceste cărți, așa cum este și normal. Iar acum sunt puse la loc de cinste, poate vreodată în viața asta le voi reciti. Ar fi o experiență foarte interesantă, pentru că știți că nu pot să fac chestia asta momentan. Seria Millennium, bărbați care urăsc femeile, fata care s-a jucat cu focul și castelul din nor s-a sfărâmat, cea de-a treia parte care este imensă, are 800 și ceva de pagini. Sunt, după cum bine știți, niște cărți pe care eu le recomand și le răsrecomand toată nebunia, personajele, o iubesc pe Lisbeth Salander din tot sufletul meu. Când mă fac mare vreau să fiu Lisbeth Salander, nu vreau să trăiesc ce a trăit ea, dar așa ca personalitate și ca inteligență, așa că trilogia Millennium, repet, nu știu cum o să fac, unde o să le mai pun că sunt înconjurată. Eu nu o să pot să ies de aici.
În continuare, bineînțeles că avem și celelalte trei cărți scrise de David Lagercrantz, despre care v-am spus că nu s-au ridicat la nivelul lui Stieg Larsson, dar mai rămânem puțin în viața lui Lisbeth Salander și a lui Michael Blomqvist, datorită lui David Lagercrantz, care a dus povestea mai departe. Tot un jurnalist de investigație, mă rog, v-am povestit mai multe la serii de cărți și la portret de autor Stieg Larsson. Avem 4. Prizonieră în pânză de păianjen. Vedeți, sunt și mult mai mici. Nu poți la o asemenea poveste și la personaje atât de ofertante să scrii cărți de 200 de pagini, 300 de pagini. Nu poți, adică te poți extinde atât de mult. Se vede că, mi se pare cel puțin la ultima, că aproape le-a scris în grabă ca să scape odată de treaba asta. Și din punctul meu de vedere e mare păcat. Deci am zis că avem Prizonieră în pânză de păianjen, s-a făcut și film după partea asta. Mai avem Fata care trebuia să moară, nu, invers, Dinte pentru dinte și ultima parte, Fata care trebuia să moară. Da, mă rog, ne bucurăm într-un fel că mai citim ceva despre Lisbeth. Sunt chiar curioasă dacă mai face, deși eu sunt convinsă că nu se mai bagă în zona asta. Au fost mult prea multe comparații care pe el nu l-au scos într-o lumină prea bună. Că tot vorbeam de serii, avem în continuare, pentru că sunt aici alături de mine, seria Cormoran Strike. Așteptăm și noi traducerea părții a cincea. Vă rugăm, eu verific aproape în fiecare zi site-ul editurii 3 să văd dacă s-a tradus cartea, dacă a ieșit. Prima parte, Chemarea cucului, a doua parte, Viermele de mătase, a treia parte, Carieră malefică, a patra parte, Alb letal. Vedeți că și aceste cărți sunt din ce în ce mai mari. Sunt tare curioasă ce părere o să am și eu despre partea a cincea, pentru că printre voi sunt persoane care locuiesc în alte țări și care au avut acces la acea carte. Mă rog, cumva părerile sunt împărțite, pentru că unii spun că s-a lungit foarte tare J.K. Rowling și cumva că nu mai a avut același farmec. Într-adevăr, pentru noi cei care știm despre ce este vorba, așteptăm într-un fel, pentru că așa s-a creat povestea, da? Așteptăm evoluția sau, mă rog, ceva legat de relația lui Cormoran cu Robin. Acum, mă rog, dacă până la sfârșitul celei de-a cincea părți nu se produce ceva, și eu cu siguranță că voi fi foarte dezamăgită. Dar asta este, până în alta așteptăm. Deci nu știu cum o să fac. Nu m-am gândit bine la chestia asta. Nu știu unde să le pun. Mai departe, am tot aici lângă mine cărțile scrise de Joël Dicker. Avem aici ultima carte tradusă, Enigma camerei 622. Dacă vreți să știți mai multe informații despre Joël Dicker, am filmat un portret de autor. Vă pot lăsa filmulețul pe aici. Unde sunt celelalte? Asta e. Așa, mai avem Dispariția lui Stephanie Mailer, Cartea clanului Baltimore și, bineînțeles, cartea mea preferată scrisă de el, Adevărul despre cazul Harry Keber, pe care v-am recomandat-o în nenumărate rânduri. Nu mai are rost să iau de la capăt. Dacă vreți mai multe informații, repet, o să vă las filmulețul pe aici. O altă serie de cărți pe care trebuie să recunosc că nu am terminat-o nici până în ziua de astăzi și știu că ea a continuat și s-au tradus și mai multe cărți, însă nu am de gând să le cumpăr, este seria Helen Grace de la M.J. Aldridge. A început cu Ghiștine mincinosul? Nu, Ghiștine mare primul. Nu mai știu care este ordinea, oricum le-am prezentat și pe ele la filmulețul legat de serii de cărți de thrillere. O să vi le arăt cum îmi vin. Deci am așa, Ghiștine mare primul, Ghici cei în cutie, Ghici care mincinosul, Băiatul pierdut și Casa păpușilor. Pe astea două nu le-am citit. Tot de la editura 3, continuăm. Avem câteva cărți de la Paula Hawkins. Avem Fata din tren,
foarte cunoscută de altfel, s-a făcut și film, știți că mereu am susținut că nu mi-a plăcut deloc faptul că s-a mutat acțiunea din UK în America, pentru că sunt două culturi foarte diferite și se vede destul de tare diferența asta. Actrița a rămas britanică, fiind vorba despre Emily Blunt, pe care eu o ador, dar nu mi-a plăcut deloc trecerea asta. Oricum, cartea, superbă, nu știu dacă e cazul să vă mai recomand. Probabil că mulți dintre voi deja au citit-o sau ați văzut filmul. Mi-a plăcut foarte mult. Tot de la Paula Hawkins. Am În ape adânci. Și cartea asta a fost frumoasă, nu la fel ca prima, dar a fost destul de frumoasă. Partea interesantă vine acum, faptul că am o carte nouă pe care încă nu am citit-o și pe care mi-au trimis-o fetele de la Editura 3. Vă mulțumesc mult, o să vă arăt acum dacă tot suntem la Paula Hawkins. Se numește Focul Mognit și este hardcover. Sunt foarte curioasă să văd ce a mai scris. Este proaspătă, deci de-abia aștept să văd despre ce este vorba. Vă arăt acum ca să o pun alături de surorile ei. Probabil că undeva la sfârșitul lunii voi posta și filmulețul cu cărțile citite de la Editura 3. Întâi trebuie, bineînțeles, să le citesc. Așa că stați pe aproape. Mai departe, tot de la aceeași autoare, avem, bineînțeles, pe Gillian Flynn. Nu am citit Gone Girl, v-am mai povestit chestia asta, dar Obiecte Ascuțite mi-a plăcut foarte mult, mereu o recomand. Miniseria a fost genială. Pe copertă, într-adevăr, sunt actrițele din miniserie. Cineva de curând mi-a spus în comentarii că nu e prea plăcut să vezi copertă cu actorii din miniserie sau din film. Sunt total de acord. Nu trebuie să ne imaginăm actorii atunci când citim cartea respectivă. Fiecare om trebuie să-și imagineze personajele într-un anumit fel. Apropo de chestia asta, chiar și la Cormoran Strike, am dat foarte repede supracoperta la o parte când am început să citesc cărțile și nu am văzut deloc personajele așa cum sunt actorii, iar după aia când am văzut serialul, mă rog, s-a produs acolo un declic. În acest moment este ceva, o combinație între actori și personajele pe care le-am creat în imaginația mea. Da, ce să zic, interesant. După aia mai avem o cărticică foarte mică, este tot scrisă de Gillian Flynn, După faptă și răsplată, am citit-o, nu mai țin minte nimic. Așa, și după aia mai avem Locuri Întunecate. A fost ok, nu pot să zic că mi-a plăcut la fel de mult ca Obiecte Ascuțite. Să vedem, probabil că voi mai ține cumva cont de ce cărți va mai publica și ce se va mai traduce și pe la noi. Continuăm cu ultimele cărți primite de la Editura 3. Următoarea este Monogamie, scrisă de Sue Miller, o copertă care mi-a atras atenția, mi se pare foarte frumoasă, păcat de scrisul ăsta de aici, dar o să încercăm să trecem peste. Spune una dintre cele mai bune cărți ale anului 2020. Vom discuta mai multe detalii despre ea atunci când le voi citi, atunci când voi posta clipul. Mai departe, tot noi, sunt cărțile Șașenca, Într-o noapte de iarnă, scrisă de Simon Sebag Montefiore. Sunt niște cărți care fac parte dintr-o trilogie, iar eu nu am fost destul de atentă și nu m-am documentat așa cum trebuie, crezând că cea de-a treia parte, sau mă rog, una dintre ele este aceasta, Ierusalim. Scrisă de același autor, bineînțeles, dar nu. Asta este o carte care face parte din colecția de istorie a Editurii 3, este non-ficțiune, probabil, zice biografia unui oraș și am greșit, așa că va trebui să văd care este ordinea și cum le pot citi pe astea, pentru că dacă aici am 1 și 3, nu pot citi decât prima parte. Dacă am 2 și 3, atunci nu o să pot citi pe niciuna. Urmează să vedem. Iar aceasta, cu siguranță că este o carte imensă, dar cred că o să fie foarte interesantă, mai ales că mă va scoate puțin din zona mea de confort și voi merge și către zona aceasta de non-ficțiune cu informații despre Ierusalim, repet, cred că va fi foarte interesantă. Dar vom vedea la momentul respectiv. Cea de-a treia parte, sau partea pe care nu o am eu, se numește Cerul Roșu al Amiezii. Am greșit, n-am fost atentă, dar, repet, vom vorbi mai multe atunci când voi filma acel clip. Avem
duologia lui Joe Nesbo, prima parte se numește Soare în miez de noapte și cea de-a doua Sânge pe zăpadă. Dacă vreți mai multe informații, o să vă las clipul pe aici, le-am prezentat în cadrul provocării. Cărțile destul de noi pe care le-ați mai văzut la mine pe canal, Scriitori și îndrăgostiți, mi-a plăcut foarte mult. Jumătatea dispărută, vă las clipul pe aici pe undeva pentru că a fost prezentat în cazul provocării și o să vedeți acolo mai bine despre ce este vorba. Fleischmann are necazuri, o carte imensă. Soțiile, v-am prezentat-o. Lista de invitați, wow, cărțile astea mi-amintesc foarte tare de vară, că le-am citit la căbănuță, acolo unde era Vasile, cine știe, cunoaște, ca să zic așa. Aria, foarte mult mi-a plăcut cartea asta. A noua casă, știți că este o carte care mie mi-a ridicat multe probleme pentru că mi s-a părut că n-am putut ține pasul cu informațiile, din sfera fantasy. O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții, am cerut-o de curând pentru că am introdus-o în cadrul provocării, vă las pe aici filmuleț, sau mă rog, mai bine vi le pun în descriere că vor fi prea multe. Tot așa mai noi, 50 de cuvinte pentru ploaie, o carte pe care am adorat-o, mi-a plăcut foarte mult povestea. Lura, o carte scrisă de 4 autoare, pe care cred că o vom vedea adaptată foarte curând într-un serial, pentru că așa este făcută și cartea, este scrisă foarte asemănător cu un scenariu. Probabil că, repet, foarte curând vom vedea o miniserie, ceva, un serial, pe foarte stilul Gossip Girl. Mai departe, la mine în brațe se află Ferma de perle negre, scrisă de Liza Marklund. V-am vorbit despre ea acum multă vreme. O familie aproape normală, scrisă de Matthias Edvardsen. Omul de castane, știu că a ieșit acum de curând și o miniserie și n-am apucat să mă uit la ea pentru că nu m-am mai uitat la niciun serial în ultima vreme. Sunt într-o criză de... Adică nu neapărat de timp, nu am chef să mă uit la seriale. Este adevărat că foarte mult din timpul meu este alocat cărților și normal îți ia mult timp să citești. Dar așa seara nu am energie și nu am chef să mă uit la niciun serial. Mă uit la lucruri de genul Friends și The Big Bang Theory pentru că sunt văzute și răzvăzute și nu necesită atenția aceea completă pe care trebuie să o acorzi unui serial nou. Nu am energie și nu am răbdare și nu am chef. Sunt un pic așa într-o perioadă din asta în care nu vreau să mă uit la nimic, însă vine Crăciunul și vom lua toate filmele pe care le-am văzut deja la rând. Da, va urma și o recomandare de filme pentru această perioadă și sper să mă scoată puțin din zona asta sau poate că nu trebuie neapărat să te uiți tot timpul la vreun serial, doar că simt că am pierdut puțin frâiele și că nu mai știu ce a mai apărut, ce n-a apărut, ce e mișto, ce nu e mișto. Nu știu, nu mai știu, nu mai sunt deloc la curent cu ce se întâmplă în lumea asta. Casa de vacanță, care face parte dintr-o serie și n-am știut, tot în zona asta de thrillere, din seria William Visting. S-a făcut o miniserie din această serie, o puteți găsi pe net. O carte care m-a dezamăgit complet, Ruth Ware într-o pădure întunecată, pentru că nu m-am putut identifica deloc cu personajul și a fost un asemenea personaj neasumat și total enervant. Mai departe avem de la Musso, pentru că multe dintre cărțile mele sunt de la altă editură. Mă rog, și acum astea ultimele au apărut la editura 3. Viața e un roman și Viața secretă a scriitorilor. Nu știu ce s-a întâmplat cu acest Musso, cred că nu mai are inspirație. Pentru că oricum ambele cărți au fost dezamăgitoare din punctul meu de vedere, în special asta, Viața secretă a scriitorilor, despre care v-am zis atunci că am impresia că seamănă foarte mult cu adevărul despre cazul Harry Keber. Sunt foarte mulți factori care mă duc cu gândul acolo. Acum ajungem în zona de cărți mai vechi pe care le am eu de la ei. Una dintre aceste cărți este Soția. Nu mi-a plăcut deloc, m-a enervat maxim, v-am mai zis despre asta. Mi-ați recomandat să văd filmul, nu știu dacă o să am răbdare, pentru că, repet, un personaj neasumat din punctul meu de vedere. Mai departe avem cartea Cuplul din vecini. Avem niște Bruckner,
că tot vorbeam despre, că tot am vorbit despre el, avem iubirea față de aproapele, luni de fiere, despre asta am discutat în cadrul provocării și, pardon, ăsta e Mark Levy. Avem niște Mark Levy, și dacă e adevărat și în altă viață, tot de la editura 3, vedeți, au apărut cu Gazeta Sporturilor cărțile astea în anul 2011. Avem Camilla Läckberg, Făuritoarea de Îngeri, o carte care face parte dintr-o serie foarte lungă, nu am de gând să o completez. Cazul Linda de Life G.W. Person, primul volum din seria Everett Backstrom, tot așa cu detectivi, polițiști care fac parte dintr-o serie, nu am de gând să continui. Asa Larsen, Pontonul Negru. Seria Rebecca Martinson. Deci nu. Parcă n-am citit-o, parcă nu m-am băgat deloc acolo. Dulcea mea răzbunare, scrisă de Jane Fallon, o poveste foarte drăguță despre, mă rog, o tipă care trece printr-o perioadă foarte nasoală în căsnicia ei. Și mai avem o carte tot așa mai veche, Fericirea începe astăzi, de Jamie Maguire. Este o carte foarte potrivită pentru sfera Young Adult. Și mai am aici o altă serie pe care nu am continuat-o, nici nu știu dacă s-a continuat exact, pentru că m-am oprit la un moment dat, Erin Watt. Seria se numește Familia Royal. Prima parte a fost Prințesa de Hârtie, a doua parte a fost Prințul de Hârtie, iar a treia parte a fost Palatul de Hârtie. Deci, și cred că au continuat, dar nu sunt sigură pentru că nu m-am mai băgat acolo. Dragilor, sper că am cuprins toate cărțile de la editura 3. În felul acesta mi-am amintit și eu ce mai am în bibliotecă, ce am citit și voi putea face așa cum mi-am dorit, o reorganizare. Așa cum am spus, o dată pe săptămână veți primi un astfel de filmuleț de la mine. Săptămâna viitoare vom continua cu toate cărțile de la editura Litera. Vă mulțumesc super, super mult pentru atenție. Sper că ați rămas cu mine până la final. Sunt foarte curioasă care dintre aceste cărți prezentate de mine v-au atras atenția astăzi, dacă aveți și voi multe cărți de la editura 3. Aștept cu mare, mare nerăbdare părerile voastre în comentarii. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut filmulețul și să vă abonați dacă sunteți noi. O să zic poezioara la fiecare filmuleț. Vă mulțumesc mult încă o dată, la mulți ani tuturor sărbătoriților și la mulți ani tuturor, sper că o să fie cu petrecere în seara asta. Ne vedem data viitoare, să aveți o zi super, super bună!